cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. În dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață în formatul clasic cu Bogdan la butoane, ca să nu mai stau eu să caut tot felul de sunete, imagini și alte chestii. Joi dimineața, dacă e joi, a apărut Mesagerul de Neamț. Mesagerul de Neamț cu numărul 578. Ne apropiem încet încet de numărul 600. Un număr plin, extrem de plin. Povestea ultimului viețaș. Nu mai ținem minte ce sunt viețași. Viețașii erau aia condamnați la, pe chisare pe viață. Tipul de la Târgu Neamț care și-a omorât fata și soția și a fost descoperit după câțiva ani buni, foarte mulți ani buni. Avem o anchetă a avea sau nu after school, o anchetă asupra căruia vă atrag atenția în calitate de părinți, bunici. Noi de la Inspectoratul Școlar am obținut o adresă în care ni se spune că la Piatra Neamț nu avem nicio unitate școlară care face after school. O să spuneți, domnule, nu e adevărat. Da, eu știu că nu este adevărat, că funcționează foarte multe școli cu after school-uri mascate sau fără să le declare. Poți să vezi care e problema, că e bine pentru părinți. Da, este bine pentru părinți, însă totul trebuie făcut într-o notă măcar de aparență legală, pentru că acolo se dau bani pentru cei care au grijă pentru copii. Acolo sunt ore întregi, 2, 3, 4 ore, în care se folosește infrastructura școlară, se consumă energie, care costă enorm, și legal lucrurile se pot face foarte simplu. Adică o asociație, contract cu cadrele didactice sau cei care au grijă de copii și un contract cu școala pentru partea respectivă de închiriere, sediu, etc. Totul se maschează sub contracte de voluntariat, iar pentru a nu se intra în chestiune administrativo-financiare, spune, doamne, dar noi facem ore remediale, noi pregătim copiii foarte slabi, dar și pe cei foarte buni, și pe cei mediocri, și stăm după ore să facem. E ok, e bine, pentru că părinții au o problemă, dar avem și o variantă care merge spre legalitate, eu zic că chiar e legală, Școala Generală numărul 3, unde Asociația Părinților a făcut contracte cu cadre didactice, nu dă banii la plic, totul se face conform normelor financiare. O să spuneți, domnule, dar ce, pentru câțiva leuți acolo trebuie făcut? Nu e vorba de câțiva leuți. Și ce este interesant e că orice activitate de tip after school particulară a cam decedat pentru că nu poate să facă față acestei concurențe neloiale. Mai sunt și alte materiale care ar merita citite în Mesagerul de astăzi, lucruri extrem de interesante. Avem și un portret al unui luptător pentru libertate, pe numele său, din păcate foarte puțin cunoscut, Filaret Gamalău, a făcut închisoare comunistă și, ca de obicei, el a fost marcat, se spunea o chestie, o ștampilă, că a fost prea naționalist. Chestia asta cu listele, cu ștampilele și cu categorisirile, am simțit-o din plin chiar de Ziua Libertății Presei, când am aflat că a fi om de afaceri în presă nu este același lucru cu a fi om de afaceri. De aceea salutăm cu mult drag listele făcute pentru oamenii de afaceri, oamenii de afaceri din presă, și mulțumim de Ziua Libertății Presei că ni s-a pus o etichetă. O să detaliez altădată toate aceste lucruri săptămâna viitoare, ca să se liniștească toate chestiile, să nu spună lumea că am obrazul gros și comentez la cald.
Așa, este joi și pentru că este joi și am reluat șirul de emisiuni, ne reîntâlnim cu primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și apreciez că ați trecut cu brio pentru perioada de, peste perioada de teste și demonstrații. Da, cred că e ok, îl întrebăm pe Bogdan, e ok, suntem online, da? Ați demonstrat abilități desăvârșite și da, felicitări deci, pentru asta. Acum mulțumim că reușim să avem această discuție. O discuție normală. Da. Care asigură asistența tehnică. Domnul primar, bună dimineața tuturor. Eu vă zic bună dimineața, bine ați venit la noi, ați venit bine la noi. Am venit bine și chiar am făcut un turar al orașului înainte. Este adevărat că sunt zone cu blocaje pe care, sincer, nu le înțeleg, dar am trimis echipajele poliției locale să asigure fluidizarea traficului în acele zone și, sincer, cel mai blocat mi s-a părut Dărmăneștiul. Trebuie văzut care este situația. Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii de la poliția locală, înțeleg că cea mai importantă cauză care generează acest efect este faptul că în zona școlilor sunt foarte mulți părinți își duc copiii cu mașina la școală, deși probabil au câteva sute de metri de acasă până la școală. Domnul primar, eu apreciez capacitatea de descoperirea cauzelor a celor de la poliția locală. Mă bucur foarte mult că au găsit cauza părinții care își duc copiii la școală. N-am nicio problemă. N-am nicio problemă cu asta. Eu m-aș bucura ca atunci când se aglomerează traficul, de exemplu, spre Dărmănești după amiaza, după ora 4, 4 jumătate, 5, când se fac cozi de la spital până spre la intersecția care e spre unic, să avem un echipaj de poliție în intersecție care să dea drumul la circulație spre unic, spre Dărmănești, pentru că se blochează. Vine din când câte o mașină dinspre Dărmănești care merge înainte, care are dreptul. Și se blochează acolo, măcar în perioada aia, că după aceea mergem la cauze, știți? Da. Cauzele le găsim, dacă vreți vă mai spun eu, vreo 200 de cauze. Sigur că sunt mult mai multe. Ne trezim târziu dimineața, nu ne bem cafeaua la timp, ne grăbim, nu vorbim de lucrări. Alea sunt inerente acum în perioada, dar vorbesc alte cauze. Dar când vezi mașina poliției locale blocată în trafic, da, adică în loc să devină, adică să fie victimă, să-mi fie cu iertare. Da. Adică și poate vă întâlniți cu domnii de la poliție, facem o discuție, faceți o dezbatere publică. Bă, băieți, dacă altfel nu se poate, ia haideți în față să vedem. La ora de avem blocaj în zi, parcă funcționează și camerele alea, un centru teribil de la poliția locală. Centru de comandă. Centru de comandă. Bă, poate e centru de comandă, poate nu se vede. Dom'le, hai să vedem ce e acolo. Dacă nu, punem noi o cameră și facem transmisie în direct. Dom'le, dar nu se poate să nu fie un echipaj de poliție în intersecția aceea acolo, unde se blochează zi de zi traficul după amiaza. Aia chiar nu se poate. Adică sunt niște... Eu înțeleg, părinții își duc copiii la școală, bunicii își duc copiii la școală, cum fac din vremuri imemoriale, cu căruța, cu bicicleta, cu mașina. Da, hai să ne adaptăm. Memoriale, vă spun eu cum și mergeam și pe jos. În fiecare dimineață mergeam singur la școală, mai ales din clasa a doua. Și hai eu la fel, dar noi am fost copii precoce. Noi am fost copii precoce. Cu cheia la gât, cum se... Da. Cum eram botezați ca generație. Da. Deci asta e problema. Acum să lăsăm astea blocajele în trafic și bun, să vedem... Dincolo de blocajele de astăzi, care e adevărat, sunt cauze multiple și împrejurările în care se întâmplă aceste blocaje sunt evident generate de numeroasele lucrări care se întâmplă în oraș.
Ne apropiem cu pași repezi de finalizarea. Asta vroiam să vă întreb. Când se finalizează Leonida? Pentru că era cel mai avansat. Este cel mai avansat și dacă am reușit. E foarte greu să desfășor lucrări cu traficul. Da, e clar. Asta ne spune și constructorul. Dacă am fi reușit să găsim o perioadă, un interval în care să închidem circulația pe acest tronson pe care se lucrează, rapiditatea ar fi fost mult mai mare și în maxim 2 săptămâni am avea gata varianta. Este imposibil să luăm o astfel de măsură, având în vedere celelalte lucruri care se desfășoară în oraș. Ce vă pot spune este că până la finalul lunii mai, varianta va fi gata. Astăzi se toarnă în zona Brădet, aici, Brădet, unde se amenajează sensul giratoriu. Se finalizează, înțeleg, zilele astea se toarnă stratul de binder pe podul proaspăt reabilitat. Deci probabil se dă și drumul și la celelalte două, la celelalte două benzi de circulație și se finalizează tot în această perioadă, în următoarele maxim 2 săptămâni, înțeleg. E planificată finalizarea ridicării la cotă a gurilor de canat. De asta s-a început încă din toamnă, tocmai pentru a reuși ca, fiindcă sunt peste 600 de guri de canal de capace de ridicat la cotă, pentru a veni cu ultimul strat de uzură. După ce se termină de ridicat aceste capace la cotă, se toarnă imediat stratul de uzură și estimăm că aceste lucrări vor dura aproximativ o săptămână. Deci până la finalul lunii mai, estimările ne arată că varianta va fi gata și apoi se va lucra doar la ultimele finisaje. Da, deci asta este varianta. Pe Mihai Viteazu? Pe Mihai Viteazu de asemenea suntem avansați. Astăzi înțeleg că ar fi planificată sosirea grinzilor pentru podul de peste de la Fermelor. Intrare. Da, de peste strada Fermelor. Intrarea spre Roman. Așa, săptămâna viitoare cel mai probabil, dacă nu chiar mâine, vor fi montate grinzile și se va turna placa, urmând ca apoi să se realizeze după, bineînțeles, e controlul standard, faza la care vin toate instituțiile și dirigintele de șaltier, proiectantul, să verifice situația respectivă, faza în care s-a ajuns, după care se va trece la hidroizolare, turnarea stratului de binder și apoi se va muta traficul pe partea reabilitată. Podul de la Orion, de asemenea, se lucrează în pași repezi. Pe Mihai Viteazu am avut o situație cumva determinată de o discrepanță între avizul pe care îl aveam de la Delgaz cu o conductă de gaz. Acea conductă se pare că are un amplasament ușor diferit față de ce era în aviz, motiv pentru care trebuie modificată rețeaua respectivă, trebuie mutată conducta respectivă. Acum avem autorizația de construcție gata și se va trece la mutarea conductei. Asta a întârziat realizarea unei porțiuni de trotuar și a pistei pentru bicicliști între strada Valea Albă și Colegiul Național de Informatică, strada care duce către Colegiul Național de Informatică. Legat de strada Mihai Viteazu, că tot veni vorba, ieri a venit o televiziune națională la Piatra Neamț să facă un reportaj despre pistele pentru bicicliști care fac slalom printre stâlpi. Pentru că dincolo de faptul că ne avem atâtea șantiere și atâtea lucrări în oraș, care până la urmă definiția acestor lucrări este un pas spre modernizarea orașului, nu e nimic bun pe care îl faci fără să vină cineva care să mai stârnească cumva ușor deranjul și să genereze panică, sperietură, îngrijorare sau eu știu, haz, dacă se poate, amuzament pe subiecte mai degrabă inventate.
cineva s-a dus și a făcut o poză dintr-un anumit unghi, să pară ca și cum pista pentru bicicliști se blochează în stâlpii respectivi. A venit televiziunea să facă un reportaj la primărie, a zis, oameni buni, vă rog frumos, mergeți la fața locului, vedeți realitatea și vorbim după. Și după, oamenii s-au întors, au înțeles că imaginea respectivă prezintă o realitate cumva exagerată dintr-un unghi în care impresia e că efectiv nu se poate trece pe lângă stâlpii respectiv cu bicicleta. Le-am explicat că proiectul e făcut după normative. Din punctul meu de vedere, dacă aș fi avut șansa, l-aș fi optimizat. Nu mi se pare normal ca între două sensuri ale pistelor pentru bicicliști să fie un stâlp. Dar având în vedere împrejurările, nu avem cum să modificăm lucrurile. Proiectul este realizat cu 4-5 ani în urmă, are toate avizele în spate, s-a obținut o cerere de finanțare pe care nu o putem modifica, nu mai avem timp fizic să modificăm rețeaua respectivă, să mutăm stâlpii, să obținem toate avizele și să terminăm și lucrările în grafic și să mai obținem și finanțarea pentru această modificare. Mai mult decât atât, pe stâlpii respectiv s-a montat un sistem de iluminat public modern. Au fost un proiect, este un proiect finalizat și noi pe o perioadă de 5 ani nu avem voie să facem nicio modificare efectiv. Motiv pentru care stâlpii automat trebuie să rămână acolo. Prin urmare, să zicem că am căutat o altă soluție pentru a muta pistele pentru bicicliști. Să le ducem pe lângă bloc și să ducem într-o manieră absolut irresponsabilă pista pentru bicicliști lângă accesul în blocuri și să creăm contextul întâmplării unor accidente. Soluția singură rămasă la dispoziție este evident cea din proiectul tehnic realizat, chiar dacă nu este cea mai fericită, chiar dacă asta permite realizarea unor fotografii din unghiuri căutate cu mare atenție și cu, din păcate, rea credință. E ușor să creezi așa este, impresii. Așa este, dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că rolul presei, eu vorbesc de presă, acum eu nu discut altceva. Dar nu am o problemă cu presa. Nu am nicio problemă unui proiect. Haideți să vă spun ceva. Ce vreau eu să spun? Avem un proiect pentru iluminat public. Foarte frumos. Modern, ok, jos pălăria, nu discut. Avem un proiect de mobilitate care se suprapunea cu cel de iluminat public, în mod normal. Cei care se ocupă de proiecte ar fi trebuit să gavarească între ei. De acord. Și rugămintea mea de om care încă mai gândesc dacă votez sau nu vreodată, este, dom'le, măcar de acum înainte să nu avem discuția asta, că e o discuție veche la Piatra Neamț. Aveam proiectul de asfaltare spre Bicaz, aveam proiect la Apa Serv, tot acolo, care nu s-a mai putut realiza, că nu se putea schimba conducta, că era proiect cu garanție pe șosea. Sunt lucruri vechi, măcar atâta de acum înainte, dacă tot facem proiecte. Băi, oameni buni, hai să nu le mai suprapunem. Sau dacă le suprapunem, să le suprapunem constructiv. Aici este marea problemă. Domnul Bălănescu, eu pot să vă spun în această situație următorul lucru. Facem toate eforturile, omenești posibil, să eliminăm orice greșeală, să corectăm orice greșeală. Din păcate, oricât de atenți încercăm să fim și oricât de prudenți încercăm să fim și oricât de bine încercăm să facem lucrurile, se strecoară erori. Pe principiul, cine nu muncește, nu greșește. Corect. Avem și următoarea situație și următoarea presiune pe aparatul primăriei. Echipa de implementare proiecte este mult subdimensionată. Avem 20 de oameni în echipa care urmărește derularea proiectelor care se întâmplă în municipiul Piatra Neamț. Tot aceeași echipă este cea care și scrie proiecte. Pe de o parte avem de implementat proiecte pe care, e adevărat, le-am moștenit și am avut îndrăzneala de a merge mai departe cu ele și nu de a întoarce timpul înapoi
și orașul înapoi, renunțând la aceste proiecte și blocând accesul orașului la următoarele programe de finanțare ale Uniunii Europene. Pentru că orașul Piatra Neamț, în condițiile în care l-am preluat, în imposibilitatea de a plăti salariile funcționarilor, în imposibilitatea de a plăti ratele și de a plăti facturile care erau la acea dată, astăzi avem capacitatea de a duce toate proiectele, avem multe proiecte în derulare, avem multe șantiere în oraș, avem capacitatea de a plăti toate lucrările existente și toate situațiile de lucrări, chiar dacă ar veni toate simultan, dar avem următoarea problemă. Echipa de proiecte, de exemplu, noi avem 20 de oameni și ne-ar trebui 64 pentru a implementa proiectele în execuție astăzi, cu contracte de finanțare semnate. Mai mult decât atât, noi trebuie să și scriem proiecte. Am moștenit proiecte de 140 de milioane de lei și astăzi avem contracte de finanțare semnate de 500 de milioane de lei. Echipa asta a muncit neîntrerupt, a scris proiecte, a valorificat orice oportunitate de finanțare pentru Piatra Neamț. Avem jumătate de miliard de lei, contracte de finanțare semnate și proiecte în lucru. Domnul primar, toți locuitorii orașului se bucură împreună cu dumneavoastră că se scriu proiecte. Nimeni nu spune că nu se face. Problema este în felul următor. Dacă ai cel mai frumos proiect făcut, cu tot ce trebuie, și în mijloc apare un stâlp, imaginea publică este dată de stâlp, nu de proiect. Situațiile de genul acesta, asta în care apare un stâlp în mijlocul pistei de... Asta vă spun. Că s-a întâmplat un lucru similar, dar dintr-o eroare a constructorului. Se întâmplă și constructorul să greșească. Corect. Pentru că nu la Piatra Neamț s-a inventat termenul de dorel și metafora poate este bine meritată. Dar sunt constructori, de exemplu, sunt pe aceste lucrări, avem constructori și executanți care se suprapun. Stâlpii pentru traffic management îi montează o firmă, lucrările la pistele pentru bicicliști le execută o altă firmă. Deși proiectul este identic și cotele sunt diferite, sau poate apărea o eroare de la proiectant care a trecut o cotă greșit și atunci el își asumă răspunderea corectării proiectului respectiv și va comunica noile cote în așa fel încât executantul să poată îndrepta respectiva eroare, ori executantul a interpretat greșit respectivul proiect și a montat stâlpul anterior venirii pistei pentru bicicliști, l-a montat într-o poziție greșită. Acel stâlp se mută. Stâlpii deja existenți, pe calea Romanului, de unde am pornit discuția, sunt 14. Nu se pot muta acum, e clar. Da. Pe de o parte, costurile ar fi foarte mari. Să muți un astfel de stâlp cu tot. Nu asta e problema. Eu am încercat să vă spun. Eu am încercat să vă spun că, da, domne, se fac proiecte, este extraordinar. Dar percepția publică va fi dată nu de proiectul în sine, în care a fost muncă, bani, energie și toate, ci de o greșeală stupidă. Cum a fost, dacă țineți minte, cum a început proiectul de mobilitate pe centru, discutăm și despre el acum, în care, la un moment dat, la studiul de prefezabilitate, nimeni n-a luat în calcul trotuare, alte lucruri, stâlpi care apăreau aiurea. Deci, astea sunt greșeli stupide. Sunt greșeli stupide generate de neatenție sau superficialitate de multe sau ori, de o anumită... sau de o încărcătură foarte mare de muncă și un om efectiv nu le poate vedea pe corect. Tot. Asta este posibil realitatea. Posibil și asta. Bun. Ambele cauze sunt valide. Ideea este că eu nu văd altă soluție decât să dați anunțuri pentru concursuri în continuu. În continuu am dat, doar că se blochează posturile acum din nou. Păi da. Ca și anul trecut. Scuzați-mă, eu nu sunt la guvernare. Da. Eu nu sunt la guvernare. E cred că cea mai complicată perioadă. Domnul primar, scuzați-mă, guvernul României. Dar eu nu am inventat tâmpenile cu 17 sau nu știu cum se cheamă, astea cu posturile de acelea care practic nu produc nimic și care sunt degeaba. Nu eu, mențin... Nici guvernul actual nu l-a inventat. Nu, dar le perpetuează. Încearcă să corecteze. Le perpetuează. Domnul primar, când eu aud chestia asta, că nu putem să facem chestia aia, că trebuie modificată, trebuie să o facem prin lege. Bre,
Păi dacă așa este Constituția României. Păi da, dar faceți-o prin lege că o trecut 2 ani jumate. De acord, adică... și o lege. E greu să o elaborezi și apoi să... Să o treci prin toate comisiile, să ai dorința... Din păcate, uneori, legile și administrația se întâmplă, se mișcă foarte greu. Nu știu dacă e bine sau rău așa, pentru că după 2 ani și jumătate de mandat realizez că de cele mai multe ori alegem să complicăm noi înșine lucrurile. Dar pe de altă parte înțeleg că și acolo unde încercăm să ne grăbim și să facem lucrurile repede, oricât de bine ne pregătim temele din punct de vedere legal sau administrativ, tot apare cineva care încurcă lucrurile. Și de asta uneori este mai bine să lași lucrurile așezat, să fii atent la toate procedurile legale și administrative în vigoare. Trebuie să înțelegem că uneori un oraș, o comunitate și mai ales o țară nu se gestionează cu atâta ușurință și cu atâta rapiditate pe cât ne-am dorit cu toții, mai ales că să ne uităm și dincolo de granițe. Ce se întâmplă la nivel global. Vorbeam cu mai mulți primari săptămânile trecute, primari care au o experiență foarte veche în spate, care sunt la al patrulea sau la al cincilea mandat și care spun că în aceste vremuri este cel mai greu. Este cel mai greu să fii primar, este cel mai greu să fii la guvernare și să-ți asumi să faci lucruri. Pentru că dacă o familie este afectată de creșterea prețurilor, să nu vă imaginați că o primărie sau că o țară nu este afectată. Domnul primar, eu sunt de acord cu dumneavoastră. N-am nicio problemă cu asta, înțeleg că este greu. Dacă noi n-am înțeles aici și am încercat de fiecare dată să spunem, da, domne, s-au făcut greșeli, dar uite, trebuie făcute alea. Am înțeles. Ce nu înțeleg eu este că vine un oficial, nici nu mai mă interesează care, și spune, domne, zice, avem cheltuieli bugetare foarte mari, domne, extraordinar de mari. Mergeți cu mine într-o zi la o ședință a comitetului prefectural sau consiliu, cum se cheamă la prefectural. Și când sunt rapoartele instituțiilor descentralizate, care sunt bugetare toate. Și vine domnul director de la mediu, da? Garda de mediu spune, domne, noi ne-am face treaba, ci dar suntem prea puțini. Vine directorul de la DSV, domne, noi ne-am face treaba, dar suntem foarte puțini. Păi cum, Doamne iartă-mă, avem bugetari prea mulți și instituțiile bugetare nu au oameni? Păi înseamnă că e o chestie, știți că aia cu peștele, de acolo, nu de la excrementele peștelui, ci de la cap. Păi cum adică am prea mulți bugetari și n-am oameni în administrație? Păi pentru asta nu trebuie să vină Putin și cu Zelenski să-ți rezolve problema cu războiul. Pentru asta nu trebuie să-ți vină Popatanda și să-ți deschidă ochii. Asta este o chestie de administrație simplă, de putere de decizie și este o chestie simplă de asumare. Adică ia să-mi asum eu să dau toți destrăbălații care stau degeaba prin ministere, să-mi dau afară toate pilele care freacă menta în instituții și după aceea vin și spun, domne, avem cheltuieli bugetare mari, dar vă rugăm să ne înțelegeți că trebuie să angajăm în poliție, că n-avem, în aia. Păi despre ce vorbim aici? Eu înțeleg că e război, eu înțeleg că e inflație, eu înțeleg că sunt foarte multe lucruri, dar nu înțeleg, de exemplu, de ce nu este posibil ca primăria Piatra Neamț, dacă vrea, să nu indexeze taxele și impozitele locale cu rata inflației. Știu că ați cerut să se modifice. Asta nu înțeleg. De ce un cap deștept de la București nu stă 10 minute și zice, bă, poate au dreptate ăia, mă. Hai să vedem legea aia care ne obligă să indexăm cu inflația, că poate orașul Piatra Neamț nu trebuie să indexeze. Sau nu indexează acum, că sunt afectați oamenii de lucrări un an de zile. Adică, despre asta este vorba. Nu este vorba că e greu pentru
primăria Piatra Neamț. Este vorba de cap. Și capul nu mai acceptă întrebări și nu mai acceptă discuții și în momentul în care capul face deplasări, se face în așa fel totul încât să fie foarte protejat de orice întrebare. Asta este problema. Da, să revenim la Nenase. Ce facem cu... Haideți că cu Mihai Viteazul, cu Leonida, ne descurcăm. Ce facem cu... Cu Traian și Decebal. Cu Traian și Decebal, pentru că în fiecare dimineață eu trec pe lângă podul ăsta de la spital și zic, Doamne, poate să întâmplă ceva. Da, podul de la spital, cred că zilele astea se finalizează turnarea piloților forați. Au fost aproape 120 de piloți forați de turnat și cred că de săptămâna viitoare se trece la demolarea podului. Acum, că tot vorbim despre proceduri complicate și legi care adesea trebuie verificate cu maximă prudență. Trebuie să ne asigurăm de prelungirea contractului de execuție, pentru că ajungem la termenul scadent și aici mai avem de rezolvat și problema cu apa. Practic această lucrare, această investiție absolut necesară ne-a și împiedicat până acum să avem acest proiect gata, deși, dacă vreți părerea mea sinceră, trotuarele și pistele pentru bicicliști de pe acest coridor de mobilitate la această dată trebuiau să fie gata. Dar dincolo de acest lucru, ieri... Deci, haideți să vorbim acum, dacă tot ați deschis subiectul. Da. Nu există nicio scuză pentru care nu s-a lucrat la trotuare și la piste pentru bicicliști. Absolut nicio scuză. Bun. Păi dacă nu există nicio scuză, de ce nu vorbiți cu cei doi titulari de contract? Băi, oameni buni, haideți să vedem. Nu puteți? De vorbit... Știți cum? Vă dăm Viagra. De vorbit am tot vorbit. Problema e că noi am vorbit și unii n-au înțeles. Eu acum nu pot să-i acuz pe amândoi și să-i judecăm la pachet, mai ales că până la urmă împrejurarea și contextul cel mai complicat a fost determinat de dificultatea cu care am reușit să obținem să găsim un furnizor care să aducă țeava. Ieri s-a adus primul transport, s-a descărcat undeva în zona liceului de chimie. Ce înseamnă primul transport, domnul primar, ca procent din cantitatea care trebuie, adică 5%, 2%, 10%? Cred că 5%, undeva la 200 de metri, dacă rețin bine, urmând ca săptămâna viitoare să se... Deci eu să înțeleg că de astăzi constructorul începe să lucreze, că dacă are țeavă. Și sper să văd acest lucru cu celeritate întâmplat, adică o mobilizare satisfăcătoare a constructorului. Nu zic extraordinară, pentru că deja ne-am dat seama că trebuie să mă înarmez cu așteptări pe măsura rezultatelor de până acum. Dar vreau să văd o mobilizare suficientă din partea constructorului, în așa fel încât să ne demonstreze că în 3 luni de zile, de astăzi începând, finalizează această lucrare. Cam despre asta este vorba. Ce vă putem spune e că în zilele următoare vor începe, discutăm cu executanții acestui coridor de mobilitate, frezarea pe partea opusă unde se lucrează pentru apă. Sectorului de apă, în ideea în care să se toarnă cât de repede stratul de binder. Nu e o perioadă, adică mă aștept ca pietrenii să înțeleagă, deși știu că răbdarea multor a ajuns la capătul puterilor. Va fi greu, dar sunt lucrări absolut esențiale. Fără să facem apa, nu ar avea sens. Ar părea o lucrare superficială. Deci, dincolo de toate, probabil că, nu știu,
vorbit cu constructorul, să mai facă niște asocieri cu alte firme, să mai exact aducă oameni. Exact asta am cerut și despre asta vorbim zilele astea. Adică, poate să vorbește... Noi acum ar trebui să vedem astăzi, pe trotuarele de Petraian și de Cebal, măcar 200 de oameni, ca să ne asigurăm că în vara aceasta se termină lucrările. Trotuarele și pistele pentru bicicliști. Asfaltul pe partea în care... pe care nu se lucrează la apă, de asemenea ar trebui să fie gata în 2 luni. În așa fel încât în momentul în care se termină lucrarea de apă, se poate trece pe partea cealaltă. De asemenea, lucrările la îngroparea țevii de aducțiune apă se vor întâmpla secvențial. Pe porțiuni de 200 de metri se sapă, se pune țeava, se sudează, se îngroapă, se compactează și se când e gata segmentul respectiv de drum, se toarnă stratul de binder. Cam așa ar trebui să se întâmple lucrurile în ideea de a reduce la maxim cu putință stresul și blocajele din trafic. Până atunci, categoric, lucrurile se vor îmbunătăți pentru că vom avea gata varianta. Vom avea gata Mihai Viteazu. Practic, nu va mai fi atâta presiune doar pe intersecția de la Orhei. Asta ne arată și, de exemplu, situația din majoritatea zilelor. Până la urmă, astăzi, într-adevăr, centrul este din ce în ce mai, parcă mai aglomerat. Da, în această idee vreau să transmit, pentru că în zona Unic, mai ales în dimineața și după amiaza, apar situații de blocaj pentru că mulți dintre șoferi preferă să facă stânga și să meargă pe sensul de mers dinspre Mihai Eminescu către Bulevardul Dacia Orhei prin față pe la Unic. Deși e, din punctul meu de vedere, cea mai proastă alegere. Am propus încă din faza de planificare a planului de fluidizare, de elaborarea planului de fluidizare, le-am propus ca acea bandă să fie doar pentru autobuze și taxiuri și să fie cu prioritate, în așa fel încât tot traficul general să meargă pe Bulevardul Dacia. Acolo se gătuiește foarte mult pentru că este un stop. Tocmai pentru că trebuie să dăm prioritate mașinilor care merg pe cele două benzi de circulație cu sens unic, de pe Dacia către Bulevardul Orhei. S-a aprobat săptămâna trecută în Comisia Rutieră transformarea respectivului sens de mers în bandă dedicată doar pentru autobuze și taxiuri. Mă aștept ca zilele astea să se implementeze această soluție. Sper ca șoferii să înțeleagă rapid situația și acolo să nu mai apară astfel de situații de blocaj. Pentru că este mult mai fluent traficul mergând până la Muzeul de Istorie și făcând un ocol de câteva sute de metri, dar măcar se merge aproape neîntrerupt. Pentru că vor rămâne situații de a acorda prioritate doar în cazul în care vine autobuzul pe acolo sau... eu știu, un taximetru. Da. Domnul primar, am o mulțime de mesaje. Eu încerc să selectez în afară de cele ale oamenilor care sunt clar puși să atace și a celor care sunt clar să vă apere. Deci, încerc să, deci încerc să le scot problemele. De exemplu, a apărut această idee care se discută, a orașului de 15 minute cu maximă supraveghere. Adică? Deci este o teorie. Deci este eu o teorie. Vă spun ce înțeleg eu prin acest termen, pentru că și eu l-am promovat, pe de o parte ca ecologist, pe de o parte ca om cu aspirații administrative, încă din perioada dinainte de a avea planuri să candidez la primărie. Orașul de 10 minute, cum îl văd eu în maniera lui cea mai eficientă, este efortul administrativ
social de a asigura în perimetrul de 10 minute accesul, da? Deci eu ca administrație să ofer oamenilor acces la un loc de agrement, un loc de joacă pentru copii, un cinema, un supermarket. Atunci sunteți de acord cu mine că exprimarea este total nefericită? Bineînțeles. Cu orașul de 10 minute și orașul de 15 minute. Deci nu e ca o obligație pentru dumneavoastră cetățean, ci mai degrabă deocamdată, este responsabilitatea mea. Eu acum aș spune așa, dacă m-aș situa de partea celor cu teoria, aș spune deocamdată nu este o obligație. Dacă ajung ca... Noi enclavizăm comunitățile, nu punem granițe, nu se pune nimănui un stop, nu ai voie de aici încolo. Știți, adică, dădea cineva un exemplu, ci că mergeți la Lyon. Ducerea la extrema unei teorii care este, din punctul meu de vedere, cât se poate de benefică. Pentru că în fiecare cartier noi trebuie să avem de fapt, două, trei locuri de joacă. Iar fi trebuit să numească așa, parcuri. Dezvoltarea comunităților locale în interiorul unei unități teritoriale administrative, ca acea comunitate să aibă la îndemână utilitățile minime necesare în cazul în care are nevoie de ceva. Da. Dar adică cum farmacia, dispensarul, dar faptul că această chestiune medical este legată în principal de partea de transport și de deplasarea mașinilor duce la această teorie a conspirației, că totul este făcut ca să nu mai poți circula cum trebuie cu mașina proprie, ca să poți circula mai mult cu mijloacele de transport în comun, să ajungă lucrul ăsta să fie aproape nu obligatoriu, să fie recomandat. Nu, recomandat este. Haideți să ne uităm un pic la orașele care s-au modernizat cu adevărat din Europa. În anii 50, 60, 70, filozofia dezvoltării urbane conducea către construirea orașelor pentru mașini. Să facem cât mai multe locuri de parcare, să facem autostrăzi cât mai largi, cât mai generoase, care să treacă prin orașe, dacă se poate. Totul era gândit în crearea, utilizarea spațiului cu prioritate pentru mașini. Dintr-o dată a venit Amsterdamul, undeva prin anii 80, care a revoluționat această teorie și a închis străzi sau benzi întregi de circulație și a făcut spații verzi sau piste pentru bicicliști. Atunci a fost un val extraordinar de proteste și de revolte din partea oamenilor. Astăzi Amsterdamul este etalon pentru ceea ce înseamnă dezvoltare urbană, tocmai pentru că orașul acela dintr-o dată este luat ca exemplu de bune practici. Orașul de 10 minute, așa cum am citit într-o carte a uneia dintre cei mai cunoscuți arhitecți și specialiști în dezvoltare urbană. Sper să-mi aduc aminte titlul și numele autorului. Asta. N-are nicio importanță. Ideea vorbește despre orașul de 10 minute, orașul în care totul este creat pentru oameni. Spațiile sunt făcute în așa fel încât să fie utile oamenilor, nu mașinilor. E adevărat că pe fiecare, că și mașinile sunt un element care asigură confortul și utilitatea în diverse activități zilnice ale oamenilor, dar totul este gândit în folosul oamenilor de toate vârstele. Și totul se traduce în accesibilitate. Cu cât orașul este mai accesibil tuturor categoriilor sociale, de la cele mai frage de vârste până la cele mai înaintate, fie că vorbim de mămici care plimbă bebelușii în cărucioare, fie că vorbim de persoane cu dizabilități, fie că vorbim de
tineri care se deplasează cu rolele, cu bicicletele sau cu trotinetele. Orașul este al tuturor și al celor care folosesc mașina și transportul public. Prin urmare, trebuie să gândim spațiile urbane într-o manieră echitabilă față de toți cei care utilizează spațiul urban. Ei, orașul de 10 minute, asta aș propune. Administrațiile creează contextul și facilitează tuturor accesul la toate serviciile de utilitate zilnică în imediata vecinătate, în așa fel încât de la scara blocului, de la ieșirea din bloc până la locul de joacă, până la parcul de distracție, până la școală, grădiniță, locul de muncă, dacă se poate, să fie în maxim 10 minute. E o discuție pe care trebuie să o purtăm separat. Eu aștept cu nerăbdare, sincer, în orașul de 10 minute, în cartierul Mărăței, să mă duc la un cinema pe locul actualei piețe părăsite de municipalitate. Este și, atunci, părăsită de municipalitatea da, de este administrația de astăzi. Deci, dar este părăsită. Deci, e un pic mai, și mai de mulți. Și aștept ca cetățenii din Mărăței să aibă posibilitatea în orașul de 10 minute să aibă un loc de unde să cumpere răsaduri, de unde să-și ia flori și de unde să-și ia alimente proaspete aduse direct de la producători. Mă rog, cât s-or mai fi ei. Da. Să știți că am fost în discuții nenumărate în ideea de a încerca un parteneriat public-privat acolo și să valorificăm spațiul respectiv și în ideea... Cât timp mafia piețelor există la Piatra Neamț, nu veți face nimic acolo, nu veți face nimic în piața din Dărmănești, nu veți face nimic în piața din celălalt. Cât timp mafia există, lucrurile merg înainte. Și mafia există. O știm cu toții, mafia există în zona asta. Da, avem, de exemplu, mai ales în situația pieței Mărăței, vă asigur că nu mafia este cea care ne împiedică, ci pur și simplu o serie de cuvinte, de exemplu, respectiva piața Mărăței este înregistrată în patrimoniul municipiului ca piață publică. Nu avem posibilitatea de a schimba destinația. Ea trebuie să rămână nu numai de utilitate publică, ci piață publică. Toate discuțiile pe care le-am avut și care duceau către o altă și o altă utilitate a respectivului spațiu se blocau undeva. Adică până la mafie, haideți să nu dăm mafiei chiar atâta putere pe cât credem că o are, că din punctul meu de vedere toate lucrurile au un stop la un moment dat. Sau măcar încetează prioritatea. Eu aștept momentul ăsta de vreo 20 de ani în Piatra Neamț. Eu sper să... Eu aștept momentul ăsta de vreo 20 de ani. Că... Da. Până atunci însă vreau să vă anunț cu tot respectul că parcul auto din județul Buzău s-a mutat în zona pieței la Piatra Neamț spre mulțumirea tuturor. Da, am constatat și eu. Spre mulțumirea tuturor celor care vor să vină să cumpere ceva în piață cu mașina. Bun, eu o să mă uit imediat că cred că trebuie să mai citesc o dată o hotărâre de Consiliul Local, da, prin care într-un anumit interval de timp mașinile de aprovizionare nu au ce să caute aici, pentru că aici este un spațiu dedicat celor care vin să cumpere de la piața centrală, tocmai în, din punctul meu de vedere, în beneficiu și al celor care vând aici. În urmare, nu înțeleg ce caut aceste mașini de aprovizionare acum la ora 9.30, când ies din emisiune. Îi chem pe băieții de la care ar trebui să urmărească lucrurile și să-i întreb. Dar nimeni nu spune că nu urmăresc. Urmăresc cu foarte mare atenție. Nu mai contează cum. Acum, domnul primar, întrebări, că ne apropiem de final. Întrebări. Trei oameni mă întreabă, Puntea Strand. Era lucrul pe care mă simțeam dator să-l aduc aminte acum. La Puntea Strand lucrurile stau în felul următor. Am scos de 5 ori la licitație, abia a 5-a oară am avut ofertanți, am încheiat un contract, avem contractul de execuție valabil, am dat ordinul de începere a lucrărilor pe 1 martie, termenul de execuție este de 6 luni și curge de la, nu știu dacă chiar 1 martie, începutul lunii martie, da, și curge de la cineva? Acea dată.
Constructorul a mers la toți furnizorii de toroane. Să vă spun cum a fost făcută această punte. De ce de? Toroane, acele cabluri groase. Cablurile care s-au pus, care sunt astăzi la puntea de la Ștrean, s-au luat de pe o macara. Pentru că în anii 70 se putea acel lucru. Astăzi nu se mai poate. Noi astăzi trebuie să venim cu niște cabluri cu anumite caracteristici tehnice făcute de un producător agrementat european. Constructorul s-a dus la toți. A venit cu oferte, nu a găsit un executant, o societate care să aibă tehnologia sau procedura necesară pentru întinderea acelor toroane. A venit chiar cu constructorul podului de la Brăila, care este de asemenea un pod pe cabluri. Și a zis că în bugetul pe care îl avem la dispoziție, pentru care s-a semnat contractul de execuție, n-are cum să își aducă utilajele și să se apuce de treabă aici, pentru că ar trebui de cel puțin două ori mai mult. Acum, constructorul a găsit un alt potențial partener. Așteptăm ca zilele acestea să se semneze acordul dintre cele două părți și să putem da drumul la treabă. Altfel, domnul primar, constructorul a venit la un moment dat, acum câteva săptămâni, să ne spună că el este dispus să renunțe la contract și să pierde garanția de bună execuție. Și am spus, nu. Nu pierdeți doar garanția de bună execuție. Domnul primar, acum, eu înțeleg dorința asta de a fi tot timpul să facem lucruri noi. E ok și cu puntea nouă de la Ștran. Dar eu întreb așa. N-ar trebui să vină, să încercăm să aducem un alt om care să facă expertiza pentru podul de la Ștran? Pentru că nu-i teoria conspirației, este o teorie a unui om prost care stă și se uită la puntea aia de fiecare dată când trece pe acolo și spune, băi, eu înțeleg că este periculoasă, dar dacă facem, hai să-i spunem așa, un regulament de trecere peste puntea de la Strand, să vedem. Dacă s-ar fi respect, dacă... Mă înțelegeți ce spun? Da? Mă înțelegeți ce spun? Adică mi se pare de acum prea mult. Dom'le, am făcut 5 licitații, ați făcut tot ce trebuie ca să faceți, să aduceți oameni. Ați mărit prețul, ați făcut acolo, nu vin. Am dublat. Okay. Ați dublat prețul. Valoarea... Ok, da. Nu vin. Păi dacă nu vin și mai stăm un an chiar să nu poată să treacă. Dom'le, pun un polițist. Proiectul tehnic auziți, a fost verificat de un... Pun un jandarm. Eu știu, da, domnul primar. Nu, și asta cu verificat. Pune un jandarm la fiecare deci, cetățean. Nu, dar pun un cetățean. Bărănescu. Facem o gardă civilă. Și eu, punem câte un cetățean acolo să când stea. Când am văzut profesori care merg cu 4 clase de copii simultan peste puntea de la Ștrand, asta a doua este, zi asta am este inconștient. Puntea. Asta este inconștiență. Eu nu pot să-mi asum pe inconștiența altora Bun, moartea unor atunci, copii sau moartea unor cetățeni. Eu înțeleg, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți și dumneavoastră un lucru. Eu l-am înțeles pe deplin. Că nu poți. Sunt foarte mulți oameni supărați pe mine care îmi scriu zilnic că de ce stă puntea închisă. Puntea stă închisă pentru că niște oameni nu și-au făcut la timp treaba. Și în momentul în care am făcut expertiza tehnică și am vrut să asigurăm lucrările de mentenanță necesare cu mulți ani în urmă, acestea nu mai aveau niciun rost pentru că deja era mult prea târziu. Am început imediat că... Să nu vă imaginați că mie mi-a fost ușor să digere această că, soluție. Mai ales că atunci când s-a închis era și era un festival. Era un eveniment la care țineam foarte eu mult. Eu știu asta, dar haideți să găsim niște soluții. Țin minte ce isterie municipală, județeană a fost că se prăbușește podețul ăsta de aici, de peste Cuiești. Și la două luni s-a prăbușit Luțca. Da, se prăbușește podețul ăsta. Se circulă pe el în condițiile în care... Dom'le, s-au făcut niște minime intervenții da, și podul dom'le, acesta haideți, va fi refăcut. Haideți să încercăm să fim un pic mai rațional raportat la condițiile care există. De asta este săptămâna ideea. Săptămâna viitoare, aici în emisiunea la dumneavoastră sau poate chiar până atunci, printr-un comunicat de presă, anunț public ce se întâmplă cu puntea de la Ștrand.
Eu astăzi vă pot spune că din datele pe care le am, la finalul lunii august ea va fi realizată. Dar nu am o certitudine până în momentul în care nu se înțelege constructorul cu pentru cel... Pentru că acolo sunt niște elemente care trebuie verificate cu maximă atenție de toate părțile și chiar este răspundere, mai ales când vorbim despre siguranța oamenilor. Și eu vorbesc acum fără niciun fel de glumă, eu vă spun că în momentul în care am venit prima dată la Piatra Neamț, toată lumea mi-a spus de o chestie pe care eu nu știam, ce înseamnă, se chema căulă. Da, știu. Să știți că un proiect pentru o căulă ar fi atractiv pentru foarte mulți turiști, cel puțin la fel de atractiv ca telegondola. Ca să vă spun, mă gândesc. Bun, altă întrebare, că eu le iau de aici din mesaje, numai o secundă că m-a scos telefonul. Parcul, grădina publică, e o întreagă dispută aici pe Facebook, așa, grădină publică, grădină zoologică, mă rog, grădină publică. Deci, grădină zoologică este un obiect al trecutului și le propun tuturor să-l dea uitării, pentru că așa ceva la Piatra Neamț nu mai sunt șanse să se întâmple, cel puțin nu foarte curând. Grădina publică Nicu Albu, care este unul dintre proiectele la care țin cel mai mult, s-a făcut decontaminarea acolo. Suntem în, nu știu dacă mai surprinde pe cineva, avem două contestații. Da, decontaminarea s-a făcut. Așteptăm rezultatul unor contestații. Cred că am avut 4 ofertanți acolo, 4 asocieri care au venit cu oferte și avem 2 contestatari. Așteptăm răspunsul celor de la CNSC. Și din punctul meu de vedere, cred că în maxim o lună, dacă aceste răspunsuri ne vor fi favorabile, vom avea contractul de execuție semnat și în următoarea primăvară ne vom plimba cu bucurie cu copiii de mânuță prin cel mai frumos parc din nord-estul României. Da, înțeles. O întrebare, bine. Mi se adresează mie domnul, îi mulțumesc frumos. Mi se spune să fiu dur cu dumneavoastră, mă rog, nu prea reușesc. Vârsta, mă rog. Dar din noianul de chestii pe care unele deja au fost amintite, se ridică problema echipei de fotbal Ceahlău. Care mai este? Am fost la meci aseară. Și ați fost la meci? Sigur că da, a fost o atmosferă extraordinară. Ce-au făcut? Felicit băieții pentru o atitudine ireproșabilă. Au fost conduși la pauză cu 1-0. Din punctul meu de vedere, un gol în care arbitrul a fost cel puțin neatent, ca să nu zic altceva. Să nu intrați în panta asta cu arbitrii. Nu, că eu nu mă pricep la penaltiuri, dar din punctul meu de vedere a fost o greșeală. La pauză așadar am fost conduși cu 1-0, dar echipa a luptat bine, susținută de un public care de asemenea merită toate aplauze și felicitările. Peste 1000 de oameni au fost ieri la stadion din informațiile pe care le-am avut. Și sâmbătă a fost la fel. O sâmbătă n-am reușit să ajung la meci, nu eram în oraș, dar și n-am ajuns nici la meciul echipei, dar ce vă pot spune este că echipa joacă bine, se pregătește de Liga B și de ceva timp discut cu finanțatorul echipei și cu președintele clubului despre un sprijin mai consistent pe care îl merită, bineînțeles, din partea orașului și implicit. Nu știu de ce sunt convins că dacă faceți propunerea asta veți avea și voturile celor de la PSD. Nu se vor abține. Nu îmi dau seama de ce, nu știu de ce, dar să cred. O facă. Pentru că până la urmă nu este vorba despre echipa noastră a tuturor. Așa, ci este o echipă care duce numele orașului
Și eu consider că numele orașului ar trebui să fie în Liga 1, mai ales că avem un stadion care, la un moment dat, tot îl avem, la un moment dat îndeplinea standard, cerințele pentru un stadion de performanță. Și le va îndeplini în continuare, pentru că imediat după ce se termină sezonul fotbalistic, se va intra pe vor începe lucrările de reabilitare a pistei, a pistei de atletism și undeva la jumătatea lunii august ar trebui să fie gata aceste lucrări. Deci stadionul se modernizează, echipa se pregătește de Liga Secundă, îi felicit pe băieți și le urez să o țină tot așa, pentru că mai e nevoie de victorii frumoase și zic eu că se mobilizează către astfel de rezultate băieții în următoarele 3 meciuri ale echipei și bineînțeles sper ca la baraj să fie cât mai mulți pietreni să susțină echipa. Da. Am depășit timpul. Vă mulțumesc pentru participare. Nu. Dacă e vreun anunț important de făcut acum, îl faceți. Dacă nu, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și am o rugăminte. O rog pe doamna Oana Popa să îmi dea un telefon și o aștept într-o emisiune să discutăm toate lucrurile pe care ea le postează cu sau fără legătură cu emisiunea respectivă. Chiar m-aș bucura să vină în emisiune să discutăm despre PNRR și Bruxelles, despre orașul de 15 minute, despre taxe, despre monedă. E un lucru care mă pasionează și pe mine și aș vrea să-l discut față în față într-o emisiune, nu doar prin mesaje puse în emisiuni. Aș fi extrem de bucuros, la modul foarte serios. Noi suntem aici, ne poate găsi foarte ușor și o aștept cu mare drag să punem la cale o asemenea emisiune, care sunt convins că se va bucura de audiență. Mulțumesc pentru participare, domnule primar. Mulțumesc pentru audiența pe care am avut-o și, ce să vă spun, să fim cât mai putem optimiști în această țară în care numărul bugetarilor este prea mare și nu avem bugetari să-și facă treaba în instituțiile descentralizate. Să fim iubiți!